Un proiect al meu mai vechi, demarat în 2003, în urma unui masterat desfășurat în Elveția, unde la propunerea unui profesor care mi-a fost coordonator al lucrării de dizertație, am luat decizia de a pregăti o astfel de lucrare, iar recent să o actualizez și chiar să o tipăresc. În măsura în care această carte va răspunde anumitor întrebări evite în ultimul timp în societatea românească, m-aș bucura și ar reprezenta pentru mine un succes adevărat pentru munca depusă. Manifestarea organizată de Biblioteca Bucovinei Ighes Biera și Consiliul Județean Suceava, în colaborare cu Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, a fost prezentată de profesorul universitar dr. Ștefan Purici, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, alături de scriitorul ieșean Aurel Ștefanachi, redactorul volumului. Lucrarea pe care a propus atenție dumneavoastră autorul Europenizarea României, aspecte privind sistemul politic național, este o lucrare care provoacă la discuții. Ce înțelegem prin europenizare? Și aceeași întrebare și-o pune și autorul. Sunt extrem de multe definiții, extrem de multe interpretări, dar pentru mulți dintre noi înseamnă integrarea în Uniunea Europeană. Pentru alții înseamnă dorința de a face parte din această familie europeană. În luna decembrie anului trecut, Fundația Culturală a Bucovinei i-a acordat lui Gabriel Cărăbuș premiul pentru istoria românilor pe anul 2009 pentru primul său volum, intitulat Separatismul în Moldova, ideologie și acțiune 1856-1866.